Chiar te vei căsători cu el? Tatiana era îngrijorată pentru prietena ei. Nu pot să cred asta. Te rog, nu trebuie să exagerez. O liniștea Elena. Ce e atât de înfricoșător în asta? Eu îl iubesc, iar el mă iubește pe mine. Ei bine, ce fel de dragoste e asta? Prietena nu putea înțelege și din această cauză se revolta. El e un cuceritor. Ceea ce ai văzut recent, că era cu o fată, nu înseamnă nimic e colega lui de clasă. Încerca Elena să apere logodnicul. Ah, știm noi ce fel de colege de clasă sunt, zâmd Tatiana. Mai întâi o întâlnire neașteptată, iar apoi deja se răsfață în pat. Și e încă o întrebare dacă a fost cu adevărat neașteptată acea întâlnire. Mi-a explicat totul. S-au întâlnit întâmplător pe stradă, iar apoi au decis să beau o cafea, explică Elena. Altfel, îți închipui lucruri care nu pot fi, draga mea. Vreau să mă asculți. Fata s-a apropiat de prietenă și a luat-o de mână. Am văzut cum se uita la ea. Nu era privirea unui coleg de clasă. În cele din urmă, tu nu erai acolo, iar eu am văzut totul cu ochii mei. De ce mă întorci împotriva lui Maxim? Elena și-a smuls brusc mâna și s-a încruntat. Mă voi căsători cu el și punct. Vreau să te protejez de o greșeală. Asta e tot. Prietena a strigat în inimă, iar tu ți-ai pus ochelar roz și nu vezi mai departe de nasul tău. Îți mulțumesc pentru atitudinea ta minunată, spuse Elena, supărată. Am venit aici să alegem rochia de mireasă, nu să discutăm despre anularea nunții." Îmi pare rău, îmbâlând Tatiana. Du-te, probează. Dar să nu te plângi mai târziu, te-am avertizat. Nu va fi nevoie să plângi, sunt sigură de el. El este al meu pentru totdeauna. Zâmb de Elena și intră în cabina de probă pentru a îmbrăca prima rochie. Tatiana stătea în fotoliul moale al salonului și spera că prietena ei va fi cu adevărat fericită. Își dorea foarte mult asta, dar vocea interioară îi spunea contrariul. Nu putea să-și alunge îngrijorările, așa că a decis să le păstreze pentru ea, pentru a nu tensiona atmosfera. Elena ieși din cabina de probă îmbrăcată într-o rochie de mireasă albă, iar Tatiana rămase cu gura căscată de atâta frumusețe. Arăți cosmic, spuse prietena, apropiindu-se de mireasă. E grozavă, dar ți-aș recomanda să alegi altceva. De ce? Elena se analiza în oglindă din toate ungurile. Dar ce nu era în regulă cu această rochie? Rochiile voluminoase nu mai sunt la modă. Tatiana o luă de mână pe prietenă și o învârti. Fetele râseră în același timp. Aș alege ceva care să-ți pună mai bine în evidență silueta. Rochia voluminoasă este clasică, interveni vânzătoarea. Nu vor ieși niciodată din modă. Dar putem să ne descurcăm și noi? întrebă Tatiana cu o voce nemulțumită. Cum doriți, zâmbi vânzătoarea și plecă. Dar de ce te porți așa cu ea? Elena se simți inconfortabil în fața femeii nevinovate. Nu-mi place când se bagă în conversațiile altora, explică prietena. Mai bine du-te, probează altă rochie. Elena se întoarse din nou în cabina de probă, iar Tatiana a început să se plimbe prin salon, căutând alte rochii, sperând să găsească pe cea perfectă. Ei, cum îți stă? Ești prietena din cabina de probă. Într-o rochie de mireasă scurtă, din spate se întindea o mică trenă. Nu se potrivește deloc, clătină Tatiana din cap. Mai bine pe cea anterioară. Îmbracă asta. Elena luă rochea de la prietenă și plecă să o probeze. După cinci minute, fata ieși în sală. Tatiana se uită la ea și zâmbi. Pe fată era o rochie de mireasă aerisită, cu o fante în față. Corsetul din dantelă sublinia toate frumusețile miresei, iar fusta era dintr-un voal foarte subțire, care se aduna în pliuri fine și se scurgea până la podea, iar din spate era o mică trenă. Când mergea, piciorul drept al miresei era puțin expus, ceea ce adăuga un strop de picant la imaginea ei. Aceasta nu e o rochie. E o bombă. Se uită prietena la ea cu admirație. Exact ce trebuie. Nu sunt complet sigură, murmura Elena. Sunt pe drum. Tatiana plecă undeva, dar se întoarse după câteva secunde cu vânzătoarea. Ei, cum vi se pare? Din punctul meu de vedere, această rochie îți pune maxim în evidență silueta, zâmt femeia. Nu aveți de ce să vă îndoiți. Chiar așa credeți? Întrebă Elena, dar întrebarea era mai mult retorică, pentru că fata nu mai auzea pe nimeni, se admira în oglindă. O luăm, declară Tatiana cu încredere și se apropie de prietenă. Ajunge să te mai uiți la tine, mai avem multe de făcut. Și tu nu mai ești împotriva nunții, de Elena, uitându-se la prietenă. Îți voi răspunde așa, Tatiana opri direct în ochi. Nu sunt pentru nuntă, dar nu voi mai pune bețe în roate. Este alegerea ta și toată responsabilitatea îți revine. Cum reușești să faci asta? Râse Elena. Ce anume? Se miră prietena. Parcă o lăuda, dar în același timp o certa. Elena râse și mai mult. Mai puține cuvinte, mai multe fapte, spuse prietena cu un ton serios, ajutând o să dezlege rochia. Banchetul nu se va comanda singur. Fetele ieșiră din salonul de mirese, pline de emoții pozitive, și se îndreptară spre restaurant. Pe drum discutau despre nunta care urma, aprofundând cele mai mici detalii. În ultima lună, Elena trăia doar pentru această sărbătoare. Nu putea să se gândească la altceva. De ce nu se ocupă maxim de asta? Întrebă Tatiana, când deja erau așezate la restaurant, discutând despre meniu. Ei bine, nu are timp, are mult de lucru, explică Elena. Totul este pe umerii noștri. Lucrează după un program, îi aminti prietena. Ar putea să fie prezent. A decis să câștige mai mult înainte de nuntă, așa că rămâne la clinică în a doua tură. Și ești sigură de asta? Tatiana din nou stârni în prietena o sămânță de îndoială. Nu vreau să mă gândesc la ce vrei să spui. Elena se îndepărtă de prietena și opri această discuție inutilă, mai ales că la masa lor se apropie administratorul. Ei bine, sunteți gata să compuneți meniul? Întrebă bărbatul cu un zâmbet pe față. Da, noi am compus deja totul, zâmb de Elena înapoi și întinse formularul de comandă. Poate doriți să corectați ceva? Ei bine, aș adăuga niște aperitive, sugeră administratorul. Tot ce va rămâne, puteți lua cu voi. Atunci, haideți să adăugăm, acceptă Elena. Cine plătește nunta? Întrebă Tatiana brusc, când bărbatul se îndepărtă de masa lor. Maxim. Sau mama lui. Se spune că el. Fata suspină trist, dar cred că și Alena Igorevna a contribuit. De ce aveți o relație atât de neîncrezătoare? Întrebă indignată Tatiana. Era convinsă că oamenii care se iubesc nu ar trebui să ascundă nimic unul de celălalt sau să omită ceva. Pur și simplu, Maxim se ocupă de finanțe, încercă Elena să se justifice, deși nu înțelegea de ce. Căci era de felul ei bâlândă și nu foarte hotărâtă, spre deosebire de prietenă. Aceasta era lideră încă din copilărie, fiind mereu în centrul atenției. Maxim, maxim, doar maxim în jur. Și când te vei iubi pe tine însăți? Întrebă iritată Tatiana. Așa vei spera toată viața în alții? De ce ești așa? Întrebă Elena supărată. Ochii ei se umplură de lacrimi. Sunt așa cum sunt. Ce pot face? Ei bine, iartă-mă pentru impulsivitatea mea. Tatiana opri cu drag pe prietenă. Ști cât de mult te iubesc. De aceea mă îngrijorez mereu pentru tine. Nimic, spuse Elena indiferent. În curând mă voi căsători și nu vei mai avea de ce să te îngrijorezi pentru mine. Ce prostii! Zâmbd prietena! Acum mă îngrijorez și mai mult. Dacă nu l-ai fi părăsit pe Artiom din cauza acestui maxim, atunci nu m-aș mai îngrijora pentru tine. Artiom e singurul vinovat, spuse Elena cu furie, așa că nu trebuie să-ți amintești de el. Ei bine, a greșit odată. Cu cine nu se întâmplă? Iar tu. Imediat întorci spatele. Și atunci Maxim a părut la orizont. Deși până atunci nu te-a mai pomenit. Coincidență? Nu cred. Dar de ce mă amintești de Artiom? Spuse Elena nemulțumită. Nu vreau să vorbesc despre el. Nu am discutat cu adevărat despre despărțirea voastră. Poate ar trebui să discutăm măcar o dată totul? Prietena nu se dădea bătută. Dorea să schimbe ceva, înainte să fie prea târziu. Dar ce să discutăm? Elena era indignată de insistența prietenei. Am deja pe altcineva. Probabil că și el are pe cineva. Nu are pe nimeni, răspunse Tatiana, lăsându-și privirea în jos. Și de unde știi? Elena a început să se înfurieze. Ce, te-ai întâlnit cu el? Nu că m-aș fi întâlnit, dar. Ne-am întâlnit întâmplător, încerca prietena să se justifice, deși în vocea ei se auzeau tonuri de șiretenie. Și ți-a spus imediat despre viața lui personală, o întrebă Elena. Am vorbit doar despre tine parcă nu ar exista alte subiecte. Tatiana a început să vorbească cu un anumit avânt. El te iubește încă și te va iubi mereu. Nu cred. Niciun cuvânt din ce spune, răspunse Elena brusc. Mi-a jurat odată iubire veșnică. Și ce a ieșit din asta? El mi-a spus că nu a avut nimic cu acea blondă. Nu știe cum a ajuns ea în patul lui. Tatiana spunea asta cu încredere, deși ea însă și se îndoia. Poate că a fost cu adevărat așa? Te auzi? Dimineața l-am prins în pat cu o fată, iar el spunea că o vedea pentru prima dată. Nu mă face să râd, dar se întâmplă tot felul de lucruri în viață. Tatiana respiră adânc. Poate că cineva a vrut să-l compromită, dar ai exagerat. Elena râse. E ca o telenovelă. Îți pare amuzant? Dar poate că așa este. Prietena nu se liniștea. Dar imaginează-ți. Poate că cineva chiar l-a compromis. Și cine ar fi acest răufăcător misterios? Șopti Elena, închizându-și fața cu mâinile, lăsând doar ochii să iasă, ca și cum s-ar fi ascuns de cineva. Poate că e Maxim, declară Tatiana. Așa, discuția ajunge într-un impas. Elena închise brusc meniul și l-aruncă pe masă. Asta e presupunerea ta? Sau Artiom așa crede? Artiom nu a spus nimic despre asta, clătină prietena din cap. Abia acum m-am gândit la asta. Ai o imaginație bolnavă, se înfurie Elena. Hai să-ți păstrezi gândurile pentru tine. Poate totuși te vei întâlni cu Artiom, înainte să plece? Propuse Tatiana. Unde pleacă? Se miră Elena. Se mută la Moscova. Nu vrea să rămână aici. Este greu să fie acolo unde nu sunteți împreună. Ei bine, să plece în Moscova lui. A visat mereu să se mute acolo. Elena se ridică de pe scaun, fața ei devenind puțin roșie de furie. Dar nu mă implica pe mine aici. Te rog, liniștește-te! Tatiana deveni stânjenită pentru prietenă. Vorbea prea tare, atrăgând atenția asupra lor. Tu m-ai provocat, iar acum vrei să mă liniștești? Continua Elena să se plângă. Ajunge cu vorbitul despre Artiom. Mă voi căsători cu maxim și punct. Bine, bine, dar nu te mai stresa. Tatiana se apropie de prietenă și o îmbrățișă. Nu-ți se potrivește să te stresezi, Mireasă fericită. Exact. Suspină Elena. Nunta mea se apropie, iar eu ar trebui să strălucesc de fericire, iar tu mă faci să mă îngrijorez. Ei bine, îmi pare rău. Tatiana luă o șervețelă de pe masă și începu să-i șteargă lacrimile de pe față. Ca de obicei, mai întâi vorbesc și apoi mă gândesc. Și tu ar trebui să te căsătorești, zâm Elena. Poate soțul tău va gândi pentru tine. Asta nu, zâmbi Tatiana. Nu vreau să mă căsătoresc. Sunt prea tânără pentru asta. Și eu nu sunt tânără. Zâmd prietena. De fapt, suntem născute în același an. Ei bine, asta e alegerea ta, îi făcu cu ochiul Tatiana. Tu vrei să gătești fără sfârșit, să speri și să faci curățenie constant, iar eu nu am această dorință. Percet căsătoria prea negativ. Prietena o privi cu reproș. Căsătoria este, în primul rând, despre dragoste, iar apoi despre treburile casnice. Exact, căci la început este doar dragoste, iar cu timpul emoțiile se sting, pasiunea trece și rămân doar treburile casnice și nemulțumirea reciprocă. De unde știi tu asta? întrebă Elena, privindu cu curiozitate. Tu nu ai fost căsătorită niciodată. Dar părinții mei au avut exact așa, spuse Tatiana cu tristețe. Nu vreau să sufăr la fel ca mama. Părinții tăi au povestea lor, iar tu vei avea-ta și cu siguranță cu un final fericit. Elena spuse asta cu atât de mult încredere, încât Tatiana crezu în ea pentru o clipă, dar doar pentru o clipă. Ei bine, poveștile au mereu același final, doar căile către el diferă, spuse Tatiana pesimist. Spunem, cine a trăit fericit în căsnicie până la sfârșitul vieții? Ei bine, nu-ți pot răspunde imediat, dar cu siguranță există astfel de oameni. Elena se gândi la această întrebare. Nu întâlnise niciodată astfel de oameni nu poate fi ca în viața de familie, cu timpul să rămână doar treburile casnice. Atunci de ce oamenii trăiesc împreună? O obișnuință banală, zând Tatiana. Parcă nu ai nevoie, dar ți-e milă să renunți. Dar eu cred că pentru unii, până la moarte, este bine să fie împreună, spuse Elena cu speranță în voce, observând un cuplu în vârstă la două mese distanță. Uite, privește-i, sunt atât de drăguți se vede imediat cu ce delicatețe se privesc unul pe altul. Ce delicatețe! Răspunse sarcastic Tatiana, examinând cuplul. Ea abia se stăpânește să nu-i spună totul. Și uită-te la el! Buzele erau strânse de furie, mâna îi strângea furios furculița, voia să-i înfigă furculița în ochi. Fu! Ce imaginație crudă ai! Se uită Elena dezaprobator la prietenă. Privim la același cuplu, dar vedem situația atât de diferit poate că și în viața de familie e la fel. Cum adică? Nu înțelegea prietena. Da, diferit, explica Elena. Pentru unii e doar treburile casnice, iar pentru alții sentimentele delicate. Oh, important e să ai sentimente, iar pentru ceilalți nu contează, îi făcu cu ochiul Tatiana. Hai să plecăm de aici, acum că am discutat totul. Da. Elena acceptă și se uită la ceas. Chiar trebuie să plec. Curând se întoarce maxim de la muncă. Atunci hai să plecăm. Tatiana se ridică de pe scaun, își luă poșeta și o întinse prietenei. Fetele ieșiră din restaurant, se despărțiră, iar fiecare se îndreptă spre casa ei. Elena, întorcându-se acasă, își găsi logodnicul acolo. Maxim părea puțin supărat. Stătea pe canapea și răsfoia nervos o revistă, fără să observe întoarcerea miresei. Salut, spuse Elena cu bâlândețe și se așeză lângă el. Ești bine? Da, murmura tânărul și continuă să răsfoiască revista, udându-și degetul pentru a întoarce pagina. Dar văd că ești puțin tensionat, întrebă Elena cu îngrijorare. Ei bine, dacă vezi, de ce mai întregi? Răspunse el iritat. Ce s-a întâmplat? Elena nu luă în seamă brutalitatea lui. Cu grijă îi luă revista, punând-o pe masa din apropiere. Poți să-mi împărtășești totul. Te voi asculta întotdeauna și voi încerca să te ajut. HMMM, s-a găsit mama Teresa, zâmdi tânărul și, ridicându-se de pe canapea, plecă în dormitor. Fata al urmări. Atunci, poate mi explici ce se întâmplă? Întrebă Elena. Sau să-mi folosesc imaginația și să încep să deduc. Hai să lăsăm asta. Maxim se întinse în pat, întorcându-se de partea cealaltă și acoperindu-se cu pătură, arătându-și în mod demonstrativ dorința de a nu continua această discuție. Elena nu-l mai deranjă, dar reacția lui o supără foarte mult se îndreptă spre bucătărie, își prepară o cafea tare și începu să-și analizeze gândurile, căutând cauza acestui comportament nedrept. Nu putea înțelege de ce merita asta, căci doar dorea să afle cauza supărării lui. Comportamentul logodnicului o întrista profund. Credea că oamenii care se iubesc ar trebui să împărtășească totul și să se sprijine mereu în orice situație. Deodată, îi veniseră în minte cuvintele prietenei că nu există relații de familie fericite. Nu putea să-și explice de ce aceste cuvinte îi rămăseseră în minte, dar nu mai putea să explice de ce Artiom nu ieșea din capul ei. Cu puțin timp în urmă, nu putea să se gândească la el, dar acum, de ce nu ieșea din gândurile ei, Elena nu înțelegea. Până în ziua de azi, era convinsă că Artiom era trecutul ei, iar Maxim era viitorul. Ce s-a schimbat într-o singură zi? Poate că în inima ei s-au strecurat îndoieli. Pe de o parte, îi era neplăcută vestea despre plecarea lui Artiom. Pe de altă parte, o deranja comportamentul logodnicului. Totul se împletea în sufletul ei. Termină cafeaua și, hotărând să bea ceva mai tare, se turnă puțin coniac. Elena nu era o iubitoare de băuturi tari, dar când sufletul ei era trist, tocmai această băutură o încălzea din interior, făcând realitatea puțin mai pozitivă, estompând granița dintre posibil și imposibil. Ea și-a deschis laptopul, a găsit un folder cu fotografii vechi și a început să le răsfoiască. În toate fotografiile, iar acestea nu erau foarte multe. Era Artiom. Fata se uita la zâmbetul său radian, la ochii săi corin iar amintirile din mintea ei au început să curgă de la sine, revenind în scurt timp. Își amintea de trădarea lui și cu o mână hotărâtă a șters toate fotografiile, ștergându-și definitiv viața trecută pentru a începe o nouă pagină și a scrie un viitor fericit, dar deja cu maxim. La trei dimineața, s-a culcat în pat alături de logodnicul său, strângându-se de el și îmbrățișându-le puternic. Somnul a cuprins-o imediat. Iar dimineața, Elena s-a trezit de la aroma cafelei care umplea întreaga cameră. A deschis ușor ochii și l-a văzut pe Maxim stând lângă ea cu un tavă în mână, pe care se aflau când de cafea și o farfurie cu ouă prăjite. Bună dimineața! A murmurat bâlând Maxim, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic în seara precedentă, m-am gândit să te răsfăț. Bună dimineața! A zâmbit Elena. Altcineva în locul ei s-ar fi făcut că este supărat, dar nu și ea. Fata nu era răzbunătoare și nu-i plăcea să aibă certuri din cauza unor neînțelegeri minore. Cum ai dormit? a întrebat tânărul. M-am culcat târziu, a recunoscut Elena, dar, în general, am dormit bine. Îmi pare rău pentru tine. Maxim a privit în jos, cu un aer vinovat. Iartă-mă! Hai să nu mai vorbim despre asta! Elena a așezat cu grijă tava pe pat și s-a întins spre logodnicul ei pentru a-l săruta. Maxim a răspuns sărutului ei. Apropiindu-și buzele pline de ale ei. Fetei s-a făcut atât de ușor în suflet, de parcă nu ar fi existat situația de ieri. Din nou, plutea de dragoste. Lucrezi astăzi? a întrebat ea după sărut. Am luat liber astăzi, a zâmbit Maxim. Vreau să petrec ziua cu tine. Ce veste minunată de dimineață! Elena s-a întins în pat. Dar pacienții tăi? Mă va înlocui cineva, a explicat tânărul. Nu sunt chiar atât de indispensabil ești cel mai bun dentist pe care îl cunosc. Elena l-a îmbrățișat strâns. Trebuie să te dezvolți. Gândește-te la clinica ta. Crezi că e atât de simplu? A suspinat Maxim. Gândul la clinica lui poate continua la nesfârșit. Dar de unde să ia bani pentru ea? Păi, mama ta ți-a oferit ajutor. i a mintit fata. De ce nu ai acceptat? Nu vreau să-i fiu dator, a răspuns brusc băiatul. Mai întâi îmi dă bani, apoi mi va reproșa toată viața. UGH, ce prostii! A zâmbit Elena. Ești singurul ei copil. Cui altcuiva ar trebui să-i ofere ajutor, dacă nu ție? Mai ales că te iubește foarte mult. Dacă îmi deschid clinica pe banii ei, va fi mereu cu nasul întreburile mele, a spus Maxim cu un ton nemulțumit. Hai să închidem acest subiect și să ne bucurăm de ziua de azi. Bine! Fata l-a apucat pe logodnic de mână și l-a tras brusc spre ea. Băiatul a căzut în patul ei. Știu chiar și cu ce ne vom bucura acum. Și cu ce? A întrebat jucăuș Maxim, așteptând cu nerăbdare intimitatea. Asta îți voi arăta acum. A răspuns Elena cu o voce seducătoare și s-a așezat deasupra lui. A început să-i acopere corpul cu săruturi delicate, în timp ce îi mângâia mâinile în cel mai intim loc. Maxim a închis ochii. Respirația lui s-a accelerat. Stătea acolo, fără a se opune mângâierilor ei. Elena i-a oferit lungi preludii, după care a trecut la esențial. A decis că în această dimineață el îi va fi supus. Totul s-a întâmplat așa cum și-a dorit. La final, amândoi stăteau în pat, respirând greu. Știi să surprinzi, a șoptit Maxim, fără a-și deschide ochii. Și îți place asta? E destul, a răspuns Elena, sărutându-le din nou pe buze. Poate facem o plimbare în parc astăzi? Hai să ne gândim la ceva mai interesant, a propus tânărul. Poate mergem la film sau la o expoziție? Hai să mergem la grădina zoologică, a propus Elena, pe neașteptate. Maxim și-a deschis ochii de uimire și s-a ridicat din pat. La grădina zoologică? a întrebat el. Suntem noi copii? Dar ce, doar copiii merg la grădina zoologică? Elena înțelegea starea logodnicului, dar a decis să insiste pe punctul ei. Eu nu am fost acolo de mulți ani și vreau să văd animalele. Tu când ai fost ultima dată? În copilărie, a răspuns Maxim, înțelegând că oricum vor merge acolo, având în vedere că Mireasa a decis așa. Vezi, deci mergem la grădina zoologică, a spus fata cu entuziasm și, ridicându-se din pat, s-a dus la duș. Afară era o vreme caldă de toamnă, bucurând locuitorii orașului cu frumusețea sa. Natura colora străzile, ridicând moralul oamenilor cu culorile sale variate. Drumul până la grădina zoologică era lung așa că Elena și Maxim au reușit să se bucure pe deplin de natură. Fata se uita mereu în jur, de parcă căuta ceva. Ce cauți?" a întrebat Maxim, când a observat asta. Vom avea cea mai frumoasă sesiune foto." A zâmbit Elena. Uită-te în jur. Nunta de toamnă este cea mai frumoasă. Dar în alte anotimpuri nu e frumos?" a râs el. Sigur că e frumos," a răspuns fata cu entuziasm. Dar nu sunt atât de multe culori ca toamna." nu există niciun alt anotimp. Dar vara, Maxim s-a îndoit de cuvintele ei. Îi plăcea întotdeauna vara. Vara totul este verde, doar florile sunt colorate, iar toamna toate copacii sunt colorați, ca într-o poveste. Elena a spus asta atât de drăguț, aproape copilărește. Ce copil ești? A râs Maxim. Îi plăcea această trăsătură a ei, pozitivitatea ei și maximismul care mai rămăsese, dar uneori le nerva din cauza superficialității ei dar tu uneori ești prea serios. Elena a început să danseze pe stradă, de parcă în jur suna muzica. Dar era liniște, doar în mintea ei se auzeau notele cunoscute. Maxim a vrut să o oprească, dar nu a reușit. La ea s-au alăturat copii care treceau pe lângă. Ei o priveau cu ochi admirativi pe mătușa care dansa și se bucurau, repetând mișcările ei. Oamenii care treceau au început să se oprească lângă ei. Cineva filma cu telefonul, cineva pur și simplu se bucura, iar cineva chiar a pus muzică. Când cu Elena dansau deja mai mult de cinci persoane, Maxim s-a apropiat de ea și, luând-o de mână, a dus-o de acolo. De ce ești atât de plictisitor? Fata a încercat să se elibereze din mâinile logodnicului pentru a se întoarce la dans, dar nu a fost așa ușor. Maxim o ținea atât de strâns încât a început să o doară puțin, dar ce nu se întâmplase încă. Tânărul o privea cu un aer sever. Hai să plecăm! Îmi faci rău! Lasă-mă! A implorat Elena, Încercând din nou să se elibereze din mâinile lui. Ce vrei? Maxim o privea pe mireasă cu o neînțelegere totală a ceea ce se întâmpla. Te vei întoarce să dansezi cu copiii? Din exterior, asta arată foarte prost. Ei bine, atunci e prost, a zâmbit fata. Crezi că sunt proastă? Nu am spus asta, a început tânărul să se apere. Nu ești proastă, dar situația în care ne-ai băgat este proastă. Ei bine, Pur și simplu nu știi să te bucuri de lucruri mărunte, ca mine. Elena a zâmbit din nou și l-a tras pe logodnic după ea. Hai să dansăm! Am spus nu, a strigat Maxim, smulgându-și mâna. Du-te singură, dacă vrei, eu mă spăl pe mâini. Elena s-a dus la copii, continuând să danseze și să se distreze, voia să-i arate logodnicului ei cât de ușoară și pozitivă poate fi viața. Dar, întorcându-se, l-a văzut pe Maxim plecând repede departe de ea. S-a oprit privindu-le cum se îndepărtează. Lacrimile i-au venit în ochi. Mătușă, plângi? S-a auzit vocea unui copil. Se uita la ea cu ochi triști, de parcă simțea durerea ei. Nu, micuțule! Elena s-a așezat în genunchi pentru a fi la nivelul lui. Sunt bine! Văd că ai lacrim. Micul a șters o lacrimă care-i căzuse din ochi. Nu plânge, ești frumoasă! Mulțumesc, dragul meu! Fata l-a luat de mână. Hai să dansăm! Hai, s-a bucurat copilul. Dansau de parcă în jur nu mai era nimeni, de parcă timpul s-ar fi oprit doar pentru ei. Artiom, trebuie să plecăm! S-a apropiat de ei o femeie drăguță și l-a luat pe copil de mână. Mamă, vreau să dansez! s-a împotrivit băiatul. Deci, ești Artiom, a zâmbit Elena. Du-te repede cu mama, și eu trebuie să plec. Poate că mă bag unde nu-mi fierbe oala. A spus femeia pe neașteptate. Dar el nu-ți se potrivește. Cine? Nu a înțeles Elena. Tipul care a plecat de lângă tine, a explicat femeia. De ce ai decis asta? Elena a fost extrem de surprinsă de cuvintele ei. Un bărbat iubitor nu te va lăsa niciodată în nicio situație. Iar aici, din cauza unui dans banal, femeia și-a luat fiul de mână și au plecat. Băiatul s-a întors de câteva ori, făcându-i cu mâna lui Elena la revedere. Pa! Artiom a strigat Elena la revedere. Artiom a trecut prin mintea ei și a zâmbit, așezându-se pe cea mai apropiată bancă și plângând amar. În ultima vreme, totul părea tensionat între ea și Maxim. La început, a dat vina pe agitația de la nuntă, dar acum nu mai înțelegea nimic, era complet confuză. Elena a scos din geantă telefonul mobil, a sunat-o pe prietenă. Salut! A spus ea cu o voce tristă. Poți să vii la mine! S-a întâmplat ceva?" a întrebat îngrijorată Tatiana. Dar prietena nu i-a răspuns nimic, doar a început să plângă la telefon. După 20 de minute, Tatiana a ajuns în parc, unde era prietena ei. Aceasta i-a trimis geolocația. Fata a alergat spre prietena ei și în acel moment a îmbrățișat-o. Hai, povestește a cerut ea. Ce să povestesc? Plângea Elena. Nu se putea liniști. Ei bine, s-a întâmplat ceva, de vreme ce ești atât de distrusă, insista prietena. A plecat, lăsându-mă aici singură, suspina prietena. Te-a părăsit? a întrebat indignată Tatiana. Cum poate cineva să te părăsească cu o săptămână înainte de nuntă? Nu, nu m-a părăsit. Fata ia a telefonul din mâini prietenei, pentru că aceasta să nu sune pe nimeni. Atunci explică-mi, totul e în regulă, a cerut Tatiana. Căci eu nu înțeleg nimic. Mergeam la grădina zoologică și am decis să dansez în parc pentru a ne îmbunătăți starea de spirit. Oamenii și copiii care treceau pe lângă mine s-au alăturat. A început să explice Elena. Iar el a spus că e prostesc și a plecat. A vorbit atât de brutal cu mine. Ei bine, tu ești în stilul tău, a râs prietena. Și ți-am spus că el nu ți se potrivește, dar tu nu m-ai ascultat. Dar eu îl iubesc, a suspinat Elena. Și el mă iubește, se pare. Asta e exact problema, a spus Tatiana cu amărăciune. Dacă te gândești ce este între voi, o pasiune apărută brusc. Ești bună, veselă, aerisită și pozitivă, iar el este complet opusul tău. Fetele sunt întotdeauna atrase de astfel de băieți. Artiom era jumătatea ta. Te simțea și te înțelegea mereu. Iată, din nou ai adus vorba despre Artiom. Elena, poate că ar trebui să încetezi să-l mai menționezi. De ce reacționezi așa? A zâmbit prietena. Pentru că e neplăcut să aud adevărul. Asta e rolul meu de prietenă, să-ți spun adevărul. Și ce să fac cu adevărul tău? Elena s-a așezat din nou pe bancă, fără a simți nimic, doar iritată. Îți mai rămâne o săptămână pentru a te gândi. Tatiana s-a ridicat, luându-și geanta în mână. Gândește-te bine și cântărește toate argumentele pro și contra. Acum trebuie să plec. Elena nu a răspuns nimic. A rămas să stea pe bancă singură, cu gândurile ei. În sufletul ei s-a creat o goliciune care a dus-o la îndoieli. Ieri era sigură că vrea să se căsătorească cu Maxim, că el este jumătatea ei. Iar acum această siguranță părea să fi dispărut. În mintea ei, pe rând, îi apăreau cuvintele Logodnicului, apoi ale prietenei, iar apoi și cuvintele unei femei necunoscute, mama băiatului Artiom. Artiom, acest nume a trecut peste tot în mintea ei. Elena s-a ridicat de pe bancă, s-a îndreptat spre casă cu siguranța că va avea o discuție serioasă cu logodnicul ei și, poate, va anula nunta. Mergea cu pași rapizi, gândindu-se constant la discuția care urma, fără a observa nimic în jur. Fata nu mai acorda nicio atenție naturii de toamnă, nu-i mai păsa deloc de asta. Și ce natură poate fi, când viața ei personală s-a răsturnat cu susul în jos. A intrat în apartament cu o atitudine hotărâtă, dar imediat tot entuziasmul ei a dispărut. Pe podea, pe tot coridorul, erau lumânări aprinse. Lumina era difuză, iar pe fundal se auzea muzică romantică. Elena s-a descălțat și, pe vârfuri, s-a îndreptat mai departe, mergând cu grijă, încercând să nu atingă nimic. Calea din lumânări ducea spre baie. Fata a urmat-o. Cu o mișcare ușoară a mâinii a deschis ușa și l-a văzut pe Maxim, întins în cada plină. Pe margini erau așezate lumânări, iar în cadă pluteau petale de trandafir. Pe o tavă de-a lungul căzii erau pahare de șampanie și o farfurie cu căpșuni. Vino la mine, a făcut el cu mâna. Elena a început imediat să se dezbrace. Toate gândurile rele au dispărut instantaneu, iar inima ei era din nou plină de dragoste. Cel puțin așa era convinsă. Fata s-a așezat cu grijă în cadă lângă iubitul ei, așezându-se față în față cu el. Deoarece nu ne-a ieșit cu grădina zoologică, deși nu am vrut foarte mult să merg acolo, am decis să facem o seară romantică acasă, a spus Maxim cu o voce seducătoare, oferindu-i fetei un pahar de șampanie. Să bem pentru noi, pentru viitoarea noastră nuntă. Elena și-a ridicat paharul, s-au ciocnit și au băut puțin. Maxim se comporta de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Fata era puțin tensionată. Nu înțelegea cum poate să fie așa. Mai întâi să spună lucruri în plus, iar apoi să nu discute deloc. În sufletul ei a rămas un gust amar, un sentiment de neclaritate. Nu știa cum să scape de el, și a decis totuși să vorbească. Maxim, nu te-ai gândit niciodată că suntem complet diferiți? A întrebat ea cu o voce calmă, privindu-le direct în ochi. Despre ce vorbești? A întrebat el confuz, devenind suspicios. Dar parcă suntem din universuri diferite, a continuat Elena. Vedem totul diferit. Nu crezi. Dar asta e chiar mai bine. Parcă ne completăm unul pe celălalt, a zâmbit tânărul. Dacă am fi asemănători, ne-am plictisi unul de celălalt. Iar acum, deci, nu ne plictisim. Fata a râs. Dar ce zici de prostiile mele? Ei bine, și ce dacă, dar cu tine e interesant. Maxima privit-o cu tandrețe pe mireasă. Iartă-mă pentru reacția mea nedecvată. Sunt prea zgârcit cu sentimentele, iar tu respiri prin ele. Voi încerca să te accept așa cum ești. Te iubesc. A șoptit Elena. A uitat de lacrimile ei din parc, de îngrijorările ei, iar cu atât mai mult a dispărut gândul de anul anunta. Te iubesc, a spus Maxim și a pus tava deoparte. A sărit sub apă, iar când a ieșit, era deja lângă fața ei. Tânărul a mângâiat-o cu bâlândețe pe obraz, iar apoi s-a apropiat cu buzele sale pasionale de buzele ei senzuale. Aici nu e foarte confortabil. Elena l-a oprit când el a încercat să treacă la intimitate. Hai în dormitor! Nu! Taci, a răspuns Maxim. Vom face asta aici. Îți voi arăta totul. Ea avea încredere în el în acest sens. De fiecare dată îi deschidea noi oportunități, iar acest moment nu a fost o excepție. Fata s-a lăsat complet în mâinile lui, bucurându-se de proces, când totul s-a terminat, nu doar stând în cadă discutând despre nunta care urma. Dar vom merge în luna de miere? A întrebat Elena visătoare. Ea nu mai fusese niciodată nicăieri și îi plăcea foarte mult să iasă din acest oraș. Iubea orașul ei, dar a vrut întotdeauna să călătorească. Iar acum era o ocazie excelentă să plece undeva, în opinia ei. Doar să nu te supări! Maxima a luat-o de mână, privind-o cu vinovăție. Am foarte mult de lucru, așa că va trebui să amânăm călătoria. Pentru cât timp. S-a tensionat fata, realizând că planurile ei s-au năruit. Pentru o perioadă nedeterminată. A recunoscut tânărul, știind că o dezamăgește foarte mult. Ei bine! Elena a suspinat trist, lacrimile i-au venit în ochi. Nu te îngrijora, cu siguranță ne vom odihni undeva, a promis Maxim, iar Elena i-a crezut. Căci el nu o mințise niciodată. Săptămâna a trecut neobservată în agitația prenunții, iar acum a sosit această zi importantă. Elena a fost foarte emoționată încă de dimineață. Prietena ei o susținea în toate felurile. Spunând că este normal pentru o mireasă. Elena înțelegea asta cu mintea, dar inima ei bătea ca o nebună, iar cu asta nu putea face nimic. Când Maxim a venit să o ia și să o ducă la starea civilă, fata s-a mai liniștit puțin, căci iubitul ei era aproape. Iată traducerea textului din rusă în română. Căsătoria lor a fost înregistrată, iar ei au plecat să sărbătorească evenimentul la restaurantul rezervat dinainte. Totul decurgea perfect, de parcă această zi le aparținea doar lor. Oaspeții se bucurau sincer pentru ei, oferindu-le cadouri. Doar Alena Igorevna stătea cu o față nemulțumită, de parcă nu era la o nuntă, ci la o mormântare. Deși, așa și considera, dându-și fiul unei femei străine. Uite-te la ea! Tatiana își împinse prietena cu cotul. Îți arată în toate felurile cât de rău este aici. Da, nu-i da atenție, zâmbi Elena. Nu-i plac prea mult. Ar fi vrut o altă noră. Și ce nu-i convine? Nu înțelegea prietena. Ești frumoasă, deșteaptă. ce lipsește? Ei. Are viziunea ei despre Nora ideală. Elena a făcut un gest în direcția soacrei. Nu vreau să stric sărbătoarea gândindu-mă la această femeie. Hai să mergem să dansăm? Tatiana îi luă prietena de mână și o trăsese pe ringul de dans. Fetele se distrau de minune. Toate privirile erau îndreptate spre ele, iar ele, la rândul lor, nu dădeau atenție nimănui, Făcând ceea ce le plăcea cu adevărat și obținând un imens plăcere din asta. Maxim se uita la cum soția sa și înțelegea că ea nu era ca el. Era diferită. În mintea lui se învârteau diverse gânduri, dar era deja prea târziu să se retragă. Ei, fiule, ești fericit? Se așează mama lângă el. După cum arăți, nu pare. Ce vrei? întrebă nervos Maxim. El înțelegea perfect la ce se referă toate aceste întrebări. Și ți-am spus că nu-ți se potrivește. Alena Igorevna îl privi cu reproș pe fiul ei. Altceva e Dașa. Oprește-te, ridică fiul vocea. Nu trebuie să mă amintești de ea astăzi. Nu mă închide gura. Mama trecu și ea la un ton mai ridicat. Și, între noi fie vorba, ea te iubește încă. Știu eu ce iubire are, zâmd maxim. Banii. Asta e ceea ce iubește cu adevărat. Nu e adevărat, nu fu de acord femeia. Dar a greșit odată. Ce? Acum trebuie să o judecăm toată viața. A greșit? Întrebă tânărul sarcastic. i m-a părăsit. La prima dificultate financiară. Și când totul s-a rezolvat, a venit la picioarele mele, voia să se întoarcă. Fata a fost foarte afectată de despărțirea voastră, continua Alena Igorevna să-și susțină punctul de vedere. Dar tu ai găsit rapid o înlocuire pentru ea. Elena e mai bună decât ea. De o mie de ori, afirmă Maxim. Și hai să închidem acest subiect. Atunci de ce te-ai întâlnit cu ea când erai deja cu Elena? Zâmbi femeia. Taci. Șopti tânărul, observând că privirea soției era suficientă ca toată lumea să afle despre asta. Mai întâi ocupă-te de tine. Mama îi dădu o palmă fiului pe cap, căci încerci să stai pe două scaune și, în final, vei cădea pe jos. Hai, mă voi descurca singur. Răspunse nemulțumit Maxim. Nu-i plăcea deloc când mama se amesteca în viața lui personală și în general, deși o iubea nespus. Tu deja ai decis. Alena Igorevna dădu din cap în direcția Elenei. Ei bine, și ce a ieșit? Nu ești prea mulțumit de alegerea ta. Mama! se întoarse el spre ea. Te rog, ascultă-mă. Mă voi descurca singur. Bine! A fost o surpriză să fie de acord femeia. Dar sună lui Dașa. Te așteaptă cu nerăbdare. Te-am auzit. Maxim răspunse fără emoții. Mă ridic. Mă duc să dansez cu soția. În seara rămasă, Maxim nu s-a despărțit de soție nici măcar o clipă. Fie că voia să fie mereu lângă ea, fie că se temea că mama îi va spune ceva, cât timp ea era singură. Tinerii căsătoriți au plecat din restaurant mai devreme decât toți, așa cum se cuvenea, lăsând oaspeții singuri. Alena Igorevna se apropie de femeia Tatiana. În sângele ei era o cantitate considerabilă de alcool, așa că era hotărâtă și îndrăzneață. Ei, ești mulțumită de nuntă? Desigur, răspunse sarcastic femeia. Atunci de ce ai umblat toată seara cu o față acră? Clar că ceva nu te mulțumește. Mă nemulțumește nora mea și prietena ei obraznică, spuse Alena Igorevna cât mai delicat. Ce? Se miră fata. Nu se aștepta la un răspuns atât de sincer, gândindu-se că femeia va minți și se va eschiva. Și nu ești doar obraznică, ci și proastă, râse ea cu răutate. Sau ai o problemă cu auzul? Ce îți permiți? Tatiana era pe punctul de a face un scandal Îi ofensezi pe Elena cu fiecare gest Se pare că am reușit, dacă s-a supărat Femeia, mulțumită de sine, începu să mănânce salata din farfurie Ce șarpe! Nu se mai putut abține fata și trecu la insulte Poate că ar trebui să-l lași pe Maxim să-și aleagă singur soția Așa că a ales deja și nu va ieși nimic bun din asta Vei vedea, răspunse calm femeia iar data viitoare va alege o fată care îi se potrivește cu adevărat. Ce vrei să spui cu data viitoare? Se miră Tatiana. Vrei să se despartă? Ei bine, se descurcă și fără mine. O să ajut puțin, zâmbi Elena Igorevna. Și tu mă vei ajuta să accelerez acest proces, povestind prietenei noastre conversația noastră. Ah, te înșeri foarte tare, spuse fata agitată. Nu te voi ajuta. Elena nu va afla nimic de la mine, îi iubesc pe tineri, spuse cu voce tare femeia, când Tatiana fu nevoită să fugă, sunt proști ca niște dopuri. Le spui, le povestești, se împotrivesc. Exact ce trebuie. E ușor să-i manipulezi. O lună întreagă, Elena s-a bucurat de căsătoria ei. Maxim îi aducea aproape în fiecare zi flori, întorcându-se de la muncă. Fata nu se grăbea să se angajeze nicăieri. Soțul ei era împotriva ideii ca ea să lucreze. În opinia lui, el câștiga bine și întreținea complet familia. Elena nu se opunea prea mult deciziei lui, ocupându-se de treburile casnice. Singurul lucru care o deranja foarte mult era că soțul nu voia să o accepte pe prietena ei preferată în casa lor, spunând că aceasta are o influență proastă asupra ei. Așa că Elena era nevoită să se întâlnească cu ea pe ascuns, cât timp soțul era la muncă. Evident, acest fapt o deranja pe Tatiana. Nu se putea liniști din cauza atitudinii lui Maxim față de ea. Dar Elena încerca mereu să planeze colțurile, încercând să o liniștească pe prietena ei, care era mereu pe jar din cauza asta. Într-o zi frumoasă, Tatiana sună prietena pentru a se întâlni. Elena a așteptat să plece soțul la muncă și a alergat imediat la ea. S-a întâmplat ceva? întrebă ea, apropiindu-se de masa dorită din cafenea. Ai avut un ton atât de agitat la telefon. Da, s-a întâmplat, confirmă prietena. Dar nu la mine, ci la tine. În ce sens? Nu înțelegea Elena. L-am văzut din nou pe soțul tău cu acea fată, spuse Tatiana, în aceeași cafenea. Nu se sfiesc deloc. Ah, înțeleg, s-au întâlnit din nou întâmplător, zâm de Elena. Nu e de mirare. Orașul e mic. Întâmplător? Ridică vocea prietena. Nu e deloc așa. Trezește-te. Ea e amanta lui. Ești în toate mințile tale, se miră Elena. E colega lui de clasă. Mi-a povestit tot atunci. Elena, el o ținea de mână și se uita la ea cu dragoste. Continua prietena să insiste. Chiar dacă sunt colegi de clasă, el cu siguranță doarme cu ea. Poate că Maxim are dreptate? Elena se ridică cu milă, uitându-se la prietena ei. Tu ai o influență proastă asupra mea. Ai fost împotriva căsătoriei noastre de la început. Încerci să ne certi și acum. De ce? Poate că îți place de el. Ce? Tatiana era șocată de cuvintele prietenei. Te auzi ce spui? Vreau să te ajut, dar ochii tăi sunt închiși. Eu sunt singura care-ți dorește fericirea. Totul e invers. Vrei să mă privezi de ea." Cu aceste cuvinte, Elena ieși repede din cafenea. Elena! Len!" striga prietena, alergând după ea, iar când o ajunse, o apucă de mână pentru a opri. Îți face mintea praf. Nu-l crede. Pot să mă ofensezi." Să nu mă crezi și să nu vorbești cu mine, dar asta nu va schimba faptul că am dreptate. Lasă-mă! ceru Elena, smulgându-și mâna. Du-te de aici! Tatiana se uită mult timp după ea, nevrând să renunțe la prietenia lor pentru totdeauna. În adâncul sufletului, credea că vor rămâne prietene, iar Elena, pe drumul spre casă, plângea, blestemându-și prietena pentru cuvintele ei. La început voia să vorbească cu soțul despre asta, dar apoi s-a răzgândit, pentru a nu se certa. Seara, Maxim veni de la muncă într-o dispoziție excelentă. Ca de obicei, îi aduse soției un buchet de flori și se îndreptă spre duș. Fata observă telefonul lui pe masă și decise să-l verifice. Când telefonul era deja în mâinile ei, o forță inexplicabilă o opri să facă acest pas. Nu, nu voi face asta. Trebuie să ne încredem unul în altul, gândi ea și puse telefonul la loc. Puțin mai târziu, s-au așezat la cină, împărtășind impresiile zilei. Ei, cum a fost ziua ta? Întrebă Maxim, observând tristețea soției. M-am întâlnit cu Tatiana, recunosc cu fata. Ne-am certat foarte tare. Nu știu dacă vom mai putea comunica. Nu e o pierdere mare, zâmbi tânărul. Îți va fi mai bine fără ea. Acum ai pe mine. Da, poate ai dreptate, zâmbi ușor Elena, deși în sufletul ei se simțea neliniștită. Își aminti de prietenia lor, care a început încă din copilărie. De atunci... Aceasta era prima lor ceartă. Apropo, am uitat complet să-ți spun, întrerupse maxim amintirile ei. Mâine plec în delegație. De ce? Se miră Elena. Nu a plecat niciodată nicăieri. Și unde anume? Și pentru cât timp? Oh, câte întrebări! Râse maxim. Merg în soci pentru schimb de experiență. Și cât va dura delegația ta? Fetei nu-i plăcea deloc ideea de a rămâne singură pentru mult timp. Câteva săptămâni, nu mai mult. Maxim continua să mănânce liniștit, fără să acorde atenție neliniștii soției. Pot să vin cu tine? Reuși să întrebe Elena, căci nu au fost în luna de miere, iar Sochi era o opțiune excelentă. Nu, răspunse el brusc, puțin speriind-o pe soție, dar apoi se îmbunătăți. Voi sta în cameră cu un alt doctor. Hai să închiriem o cameră separată, propuse Elena, sperând în continuare la un rezultat pozitiv. Nu se poate. Voi fi ocupat tot timpul. De ce ai vrea să fii mereu singură acolo? Voi respira aer proaspăt. Mă voi relaxa la mare, spuse fata visătoare. În altă dată, o întrerupse Maxim. Când mă voi odihni, atunci vom merge împreună la mare. Promiți? Elena se uită la soț cu o privire plină de milă. Promit, aprobă el din cap. Dar acum trebuie să-mi fac bagajele. Avionul pleacă de vreme dimineața. Bine, pot să te duc măcar la aeroport? Fata a început să strângă farfuriile de pe masă. Nu e nevoie. Trebuie să-l iau și pe colegul meu, răspunse cal Maxim și se îndreptă să-și facă bagajele. După ce Elena spălă vasele, decise să-l ajute pe soț să-și facă bagajele, intrând în dormitorul lor. De ce ai nevoie de pașaport? Întrebă mirată, când văzu pașaportul în mâinile soțului. Ce? Întrebă confuz Maxim, închizând pașaportul. Doar m-am întâlnit cu el când căutam ceva. Înțeleg spuse Elena neîncrezătoare. Hai să te ajut să-ți faci bagajele. Nu e nevoie. Mă descurc singur. Maxim refuză ajutorul. Du-te, odihnește-te. Elena ieși din dormitor, dar în mintea ei se strecurau îndoieli. Fata se așeză pe pervaz. Era atât de lat încât devenise locul ei preferat din apartament. Putea sta mult timp acolo, uitându-se pe fereastră, iar acum s-a așezat pe el pentru a reflecta asupra tot ce se întâmpla în viața ei. Ceea ce o îngrijora cel mai mult era ruptura cu prietena. Începu să se regrete cuvintele prin care rănise o persoană apropiată, dar și situația cu soțul o deranja. În special faptul că el ținea în mână pașaportul. Vocea ei interioară îi spunea că ceva nu e în regulă, dar nu știa ce anume. Cu aceste gânduri, Elena se culcă să doarmă, pentru a începe a doua zi să-și rezolve problemele și să-și pună viața în ordine. Maxim plecă de vreme dimineața, în timp ce soția lui dormea liniștită. Nu o trezi, Ieșind încet din apartament, Elena se trezi la nouă, neavându-le lângă ea. Se duse liniștită la duș, apoi își prepară o ceașcă de cafea, făcu niște sandvișuri și se așeză la micul dejun. O apucă o tristețe când își imagină că nu-l va vedea pe maxim timp de două săptămâni. Apoi, după ce se gândi puțin, regretă că nu a reușit să-l convingă să o ia cu el în sochi. Și atunci o fulgeră o idee. Pașaportul îi trecu prin minte. Se ridică repede de pe scaun și alergă în dormitor. Cu o mișcare rapidă a mâinii, deschise raftul comodei, unde întotdeauna se afla pașaportul, dar nu-l găsi acolo. Nu voia să se gândească la ceva rău, căutând prin toată comoda, dar pașaportul nu era nicăieri. Mâinile Elenei se lăsară, dar decise să ducă lucrurile până la capăt și căută în toată dormitorul după documentul blestemat. Nu am găsit nimic. Unde ai plecat? Și de ce mi-ai mințit? Gândi fata, dar aceste întrebări rămâneau fără răspuns. Elena umblă prin apartament toată dimineața, neștiind ce să facă mai departe. De câteva ori sună soțul, cerând explicații, dar telefonul lui era tot timpul închis. Elena era atât de îngrijorată, încât o durea capul, iar apoi o durere de dinți o făcu să se simtă și mai rău. Sembră că plecă la clinica soțului pentru a vizita dentistul. Când intră în clinică, imediat observă o femeie drăguță la recepție, care îi inspira încredere. Bună ziua, o salută ea, Aș vrea să ajung la dentist. Bună ziua, sunteți programată? întreabă femeia. Nu, m-a durut un dinte și am decis să vin direct la clinică. Încercă Elena să explice, dar aici nu se primesc fără programare. Ați făcut bine, zâmbi femeia. Acum vă vom găsi un doctor liber, dar, cel mai probabil, va trebui să așteptați. Aș dori să ajung la Guriev Maxim. Mi l-au recomandat, minți Elena, dar nu era rușine de această minciună era hotărâtă să afle unde se află acum soțul ei. Adevărul este că mi s-a spus că este în delegație. Poate că s-a întors deja. Din păcate, acum nu este în clinică. Este în mult așteptată vacanță, răspunse femeia cu un zâmbet. Dar nu confundați. Se tensionă fata, strângându-și poșeta în brațe. Este sigur în vacanță, nu în delegație. Cum aș putea confunda? Dacă Maxim Lvovici mi-a spus ieri că pleacă pe Maldive cu soția lui, spuse femeia, iar pe fruntea Elenei apăru o picătură de transpirație din cauza tensiunii. Nu mai avea limite în furie, abia se putea stăpâni. Când se va întoarce? Reuși să scoată cuvintele. În două săptămâni, răspunseră ei liniștit. Suntem foarte bucuroși pentru el. A așteptat mult vacanța, iar acum, în sfârșit, a plecat în luna de miere. Interesant. Cu cine? Murmura Elena în gând, dar femeia a auzi cuvintele ei. Îți spun. A plecat cu soția, repetă ea. Pot să-ți ofer un alt doctor, la fel de bun ca Maxim Lvovici. Hai să facem asta, acceptă fata, căci din tele o durea cu adevărat. După o oră, Elena ești liberă. Când ieși din cabinet, observă la recepție pe soacra ei și se îndreptă direct spre ea. Bună ziua! Alena Igorevna, spuse ea nemulțumită. Ce te aduce aici? Am venit să iau câteva documente. Pentru Maxim. Dar tu ce faci aici? Am venit să-mi tratez un dinte, răspunse Elena, și în același timp află unde se află de fapt Maxim Lvovici. Nu vrei să-mi spui nimic? Vreau, răspunse cu aroganță soacra. Dar nu aici. Ai ceva de ascuns? Elena ridică tonul. Nu trebuie să faci scandal aici, ceru Elena Igorevna în liniște. Această femeie drăguță mi-a spus că fiul tău nu este în delegație, ci în mult așteptată vacanță. Fata se apropie cu insistență de soacră, iar aceasta se simți puțin derutată. Bârfele și zvonurile nu rămân mult timp la muncă. Alena Igorevna se întoarse spre femeia de la recepție. Eu, eu, se bâlbâi femeia. Nu am spus nimic de genul. Toată lumea știe despre asta. Hai să ieșim. Soacra apucă nora de cot și o trăsese după ea. Ce îți permiți? Se indignă Elena când ieșiră afară. Cine ești tu să vii aici și să afli informații despre fiul meu? Strigă Alena Igorevna. De fapt, eu sunt soția lui dacă ai uitat, îi reamintește Elena. Dar asta se poate schimba, zâmt femeia, privindu-și Nora cu dispreț. Nu vreau să mă gândesc la ce vorbești. Explică-mi doar cu cine a plecat pe Maldive, ceru fata. Și chiar ești atât de proastă. Femeia a scos din geantă un pachet de țigări, a scos una, a aprins-o. Dacă un bărbat zboară către o stațiune atât de scumpă, cu cine crezi că este? Cu o colegă, a presupus Elena, nevrând să se gândească la altă variantă. Cu o colegă, a râs Alena Igorevna. Nu, nu ești prostă, ești complet nebună. De ce mă jigniți mereu? A întrebat fata, supărată. Ce ți-am făcut rău? Ce ai făcut? S-a indignat soacra. Te-ai căsătorit cu fiul meu, deși știai că el nu te iubește. Lacrimile au apărut în ochii Elenei. Întreaga lume s-a răsturnat în fața ei. El mi-a spus că mă iubește. Dar poate, la început, Așa a gândit. De aceea a decis să se căsătorească. A început să explice Elena Igorevna. Dar a fost un pas imprudent din partea lui. Înțelege. El iubește o altă femeie. Cum nu simți asta? A zburat acolo cu o altă femeie. În sfârșit, Elena a realizat. De la această idee, i s-a făcut rău. În fața ochilor s-a întunecat. Capul i s-a învârtit. Iar lacrimile au început să curgă din ochi. Numai să nu faci aici o scenă. A mormăit femeia nemulțumită. Dacă ai înțeles totul, cere divorțul. Iată-ți sfatul. Să-mi spună el totul, a declarat Elena cu mândrie. Da, el nu va spune nimic. Te vei chinui singură și îl vei chinui pe el. Soacra a aruncat chiștocul și a privit-o cu atenție pe nuroră. Fă totul singură. Schimbă-ți viața. Pleacă de lângă el. Voi aștepta până când se întoarce, a spus fata abia auzită și, clătinându-se, s-a îndreptat spre casă. Nu mai voia să vadă acea față urâtă. Elena mergea spre casă, sufocată de durere. Durerea era peste tot, în cap, în suflet și chiar în jur. Se uita la cuplurile îndrăgostite care treceau pe lângă ea și se gândea doar la un singur lucru: minciună, doar minciună și nimic altceva decât minciună. În acel moment, și-a pierdut credința în dragoste, în sentimentele luminoase. Nu mai putea avea încredere în nimeni, era singură în această lume mare și mincinoasă. Elena a intrat în apartament, s-a prăbușit pe pat. În mintea ei nu mai erau gânduri, doar o goliciune copăleșitoare, iar în inimă la fel. În această stare a stat aproape o zi întreagă. Telefonul ei a sunat de câteva ori, voia să bea apă, dar nu era în stare să facă nimic. Când apatia a trecut puțin, fata a mers la duș. A deschis apa, s-a băgat în duș îmbrăcată. Apa înghețată îi îngheța corpul, dar îi trezea sufletul. În sfârșit, Sentimentele au vrut să iasă la suprafață și a strigat din toate puterile. A strigat atât de mult și de tare încât i s-a uscat vocea. Elena a ieșit din duș când corpul ei era complet înghețat. A rupt hainele de pe ea, smulgându-le câte un petic. A scos din dulap un prosop moale și cald. S-a înfășurat în el. Apoi s-a așezat pe canapea și s-a înfășurat într-o pătură caldă. Așa a adormit, încălzindu-se treptat. Când s-a trezit, fata și-a făcut un vin fiert, pentru a-și încălzi nu doar corpul din interior, ci și Sufletul rănit. S-a așezat pe fereastra ei preferată cu o cană de vin fiert și s-a uitat pe fereastră. Afară ploa, picăturile băteau pe pervazul metalic de afară, creând o melodie tristă, o melodie de toamnă și dragoste frântă. Elena a luat telefonul în mână și a văzut câteva apeluri ratate. Majoritatea erau de la prietenă, câteva numere cunoscute, unul de la soacră și niciunul de la soț. Chiar îi pasă, s-a gândit Elena. Dar de la această idee nu i s-a mai făcut din nou rău îi era indiferent. Durerea a dispărut, înlocuind toate sentimentele cu indiferență. Fata nu înțelegea cum să mai trăiască, ce se va întâmpla când se va întoarce soțul. Și în cel mai intens moment al gândurilor ei, a sunat din nou un număr necunoscut. Da, a răspuns Elena. I-a devenit curios cine o sună. Elena, salut! A răsunat în telefon o voce dureros de familiară. Artiom? S-a mirat fata. Te ascult. Ești cam tristă. Băiatul a simțit imediat starea ei. S-a întâmplat ceva. Da, totul e în regulă, a mințit Elena. Cel mai puțin voia acum să discute despre starea ei cu cineva. Dar eu am decis să te sun, să văd cum ești, a recunoscut Artiom. Și eu sunt acum în Moscova. Știu, mi-a spus Tatiana. A răspuns fata cu indiferență. Și tu ai sunat ca să te lauz? Nu, voiam să spun că mi-a reușit totul. Mi-am deschis firma de avocatură și afacerile au început să meargă bine. Ești grozav, l-a lăudat Elena. Totul așa cum ai visat. Nu, a întrerupt-o brusc Artiom. Nu totul e așa. Și ce anume nu e bine? a întrebat fata. Tu nu ești aici, i-a răspuns tânărul sincer. Am de gând să vin peste o săptămână, poate ne întâlnim și îți explic totul, căci data trecută nu a fost posibil. Ei bine, vom vedea, a zâmbit ea. Mă bucur să te aud. Și eu sunt foarte bucuros să aud vocea ta, deși e tristă, a spus Artiom cu regret. Elena nu a răspuns nimic la asta. A închis telefonul. A venit ziua X. Anume în această zi, Maxim se întorcea din călătoria sa inventată. În aceste două săptămâni, Elena s-a regăsit, redeschizându-și inima pentru dragoste și încredere, dar asta nu mai avea legătură cu soțul ei. S-a întâlnit cu Artiom, care i-a explicat întreaga situație din cauza căreia s-au despărțit. A fost foarte convingător, iar fata i-a crezut. S-a dovedit că în acea zi, Artiom stătea în bar cu prietenii, iar apoi a mers acasă. Cum a ajuns o fată complet necunoscută în patul lui, nu avea nicio idee. Singura explicație era o glumă proastă a cuiva, dar cine ar fi avut de câștigat, Artiom nici nu își imagina. Elenei s-a părut inițial că e o prostie completă, dar tânărul era atât de sincer și deschis, încât nu putea să nu-i creadă. După întâlnirea lor, Artiom a plecat din nou la Moscova. Sperând să se întâlnească din nou, dar Elena nu a promis nimic concret, a spus că doar se va gândi. Artiom a fost de acord să aștepte cât va fi nevoie și să nu o grăbească cu răspunsul. De asemenea, în aceste două săptămâni, Elena s-a împăcat cu prietena ei dragă, îndepărtând o piatră de pe suflet. Se întâlneau în fiecare seară la ea acasă, discutând despre planurile de viitor, iar Tatiana i-a sugerat prietenei să nu întârzie cu divorțul. Dar Elena nu se grăbea cu această decizie, așteptând sosirea soțului. Maxima a ieșit din aeroport fericit și bronzat, ținând de mână o fată. Nu bănuia că cineva îi observă. Iar Tatiana a decis să preia totul în mâinile ei și să afle, în sfârșit, cine este această fată. Spre surprinderea ei, era acea colegă de clasă cu care Maxim fusese deja de mai multe ori la cafea. A fotografiat cuplul fericit de la o distanță, rămânând neobservată, și a trimis imediat fotografia lui Artiom, ca să vadă căsătoria nefericită a Elenei. Dar Tatiana nu s-a oprit aici. A mers la policlinica de femei pentru a afla despre această necunoscută de la mătușa ei, care lucra acolo, sperând că aceasta o va recunoaște după fotografie, deși șansele erau mici. Dar dacă există măcar o mică șansă de a afla ceva despre această persoană, Tatiana era dispusă să facă orice. Fata a intrat aproape cu forța în biroul mătușii. Salut! Mătușa Vera! A intrat ea în birou, împinând o femeie care trebuia să intre pe rând. Ce tineret obraznic! S-a indignat femeia, Intrând după ea. De fapt, acum e rândul meu. Doamnă, așteptați! A strigat ginecologul, iar aceasta a ieșit ascultătoare. Bună, draga mea! Ce s-a întâmplat? Mătușa Vera, avem un oraș mic și o singură consultație de femei, a început să explice fata. Îți voi arăta acum o fotografie. Poate o recunoști? Și ce poți să-mi spui despre ea? Ei bine, hai să încercăm! Femeia și-a pus ochelarii. Arată în fotografia. Tatiana a scos telefonul din geantă, a deschis fotografia necesară. Femeia a privit cu atenție fotografia, mărind-o. În birou a fost liniște timp de câteva secunde, iar apoi mătușa Vera a lăsat telefonul deoparte și a zâmbit. Da, într-adevăr, o cunosc. A continuat să zâmbiască. Este Daria Smirnova. Și ce poți să-mi spui despre ea? A continuat să întrebe Tatiana. Ei bine, nimic bun. Femeia s-a uitat la nepoata ei, iar de ce te interesează? Ei bine, îți voi spune cum stau lucrurile, a început să se destăinuie Tatiana. I se părea corect să-i spună totul mătușii. Este amanta soțului celei mai bune prietene a mele. Săraca fată. A suspinat femeia. Această persoană a avut deja câteva avorturi, dar asta nu e cel mai important. Sper că prietena ta se protejează cu soțul ei. Ce vrei să spui? A întrebat fata speriată. Este bolnavă de ceva, de ceva. Are un întreg buchet. O, oh, doamne, a strigat Tatiana. Trebuie să-i spun urgent prietenei mele totul. Să vină la mine. Îi voi da o trimitere pentru toate analizele, a spus femeia la revedere. Îți mulțumesc pentru ajutor. Tatiana a sărit la mătușa ei, a sărutat-o și a ieșit din birou. A ieșit din policlinică și a sunat imediat prietena. Elena, soțul tău s-a întors? Din vocea ei se putea auzi că fata este îngrijorată. Nu, ce s-a întâmplat? S-a alarmat Elena, auzind vocea ei. Elena, nu întreba nimic deocamdată. Îți voi explica totul mai târziu, a spus prietena. Cel mai important, nu dormi cu Maxim sub nicio formă. De ce? Nu înțelegea Elena. Îți spun, nu întreba, fă cum îți spun. Încă o dată a repetat Tatiana. Mâine îți explic totul. Bine. A fost de acord de Elena, deși nu a înțeles nimic, dar avea încredere în prietena ei. După câteva ore, Maxim s-a întors acasă. A intrat în apartament, a pus valiza în hol, a trecut în bucătărie. Bună, draga mea. S-a apropiat de soție și a sărutat-o. Cum a fost călătoria ta? A întrebat Elena calm, deși era greu să se stăpânească. Sunt obosit, a suspinat tânărul. Deși sochi este un vis. Sochi, a zâmbit Elena. Ei bine, cum a fost cu colega? Da, a fost bine, a avut și el mult de muncă, a mințit Maxim fără rușine. Practic nu ne-am odihnit acolo, dar după bronzul tău luxos nu ai spune. Elena se uita la soț și nu înțelege cum a putut să-l iubiască pe un astfel de mincinos. Ei bine, am avut câteva ieșiri pe plajă, iar soarele acolo este fierbinte, așa că bronzul se pune imediat. A continuat să mintă Maxim. Îmi arăți fotografiile? Fata voia să-l prindă cu asta. Imaginați-vă, nu am făcut nicio fotografie. Nici nu m-am gândit la asta. Înțeleg, a spus Elena prelung. Această discuție o repugnă, la fel și soțul. Bine, mă duc să mă odihnesc. Băiatul a sărutat-o pe frunte. Sau poate ne distrăm. Nu pot, a răspuns brusc Elena, amintindu-și de cererea prietenei. Ce vrei să spui că nu poți? Maxim s-a mirat de reacția soției. Am zile critice, a mințit Elena. Hai să facem mai târziu. Bine, mai târziu. Tânărul a făcut un gest cu mâna și a plecat în dormitor. Și în timp ce el dormea, Elena a aruncat o privire în valiza neîmpachetată și a găsit acolo pașaportul, unde era ștampila de intrare în Maldive, precum și de ieșire. Lacrimile au început să-i curgă. Nu se mai putea stăpâni. Elena știa că soțul ei o minte, dar când vezi asta cu ochii tăi, durerea din suflet revine. A alergat în bucătărie, a scos foarfecele, a tăiat pașaportul soțului în bucăți mici, apoi a luat o farfurie, a aruncat acolo bucățile de pașaport și le-a dat foc. Elena stătea și admira documentul ars, simțindu-se puțin mai bine. Când Maxim s-a trezit și a venit la ea, ea deja stătea pe pervaz cu o față împăcată. Elena, am uitat să-ți spun, s-a apropiat el de ea, mâine este aniversarea mamei. Ne-a invitat la sărbătoare. A întrebat Elena nemulțumită, sperând că nu este așa. Nu chiar. A răspuns Maxim. A decis să sărbătorească aniversarea doar cu mine. Nu te supăra. Deci nu vrea să mă vadă. Elena nu s-a supărat deloc, dar faptul că soacra a invitat doar fiul o deranja. Vrea să-și sărbătorească aniversarea doar cu fiul. Este ziua ei. Are dreptul să o petreacă cum vrea. Dar eu nu mă supăr, a fost de acord Elena. Mergi la ea. Excelent. Atunci mă voi odihni, căci mâine trebuie să mă trezesc devreme trebuie să cumpăr un cadou pentru mama. Noapte bună, a spus Elena cu greu, întorcându-se spre fereastră. A doua zi, Maxim a plecat la mama lui. După ce a făcut un duș, a îmbrăcat un costum festiv și a turnat o cantitate considerabilă de parfum pe el. Elena umbla în tăcere pe lângă el, observându-i cu atenție pregătirile. După plecarea lui, fata a început să se pregătească și ea. Prietena ei a venit, așa cum conveniseră cu o seară înainte. Ești sigură că vrei să vezi totul cu ochii tăi?" a întrebat Tatiana. Am nevoie de asta. Dacă nu-i văd împreună, nu voi înțelege că totul s-a terminat, a recunoscut Elena, îmbrăcându-se. De ce te îmbraci atât de elegant? Nu înțelegea prietena. Mergi să închei relația. Vreau să vadă ce a pierdut. Elena se aranja în fața oglinzii. Mi-e teamă că nu va înțelege asta, de vreme ce nu a înțeles până acum. Tatiana s-a apropiat de prietenă și i-a aranjat rochia. Să fie cum va fi. Elena a suspinat și a ieșit. "Hai să merg cu tine", a propus Tatiana. Era îngrijorată pentru prietena. Nu voia să o lase singură. "Nu e nevoie. Trebuie să merg singură." Elena a îmbrățișat-o pe prietena atât de strâns, de parcă se despărțea de ea. "Așa. Nu vreau să aud nimic." Tatiana a început să-și pună pantofii. "Merg cu tine și punct. Nu am de gând să intru. Voi aștepta afară." "Bine", a fost de acord Elena. Cunoașterea că o persoană apropiată va fi aproape îi dădea putere. Îți mulțumesc că mi-ai spus totul. Așa trebuie să procedeze adevăratele prietene, a zâmbit Tatiana. Fetele au ieșit din apartament și s-au îndreptat spre soacra Elenei. Când au ajuns la casa dorită, Tatiana, așa cum promisese, a rămas afară, iar Elena a urcat în apartament. Nu a fost nevoie să sune la ușă. Ușa era deschisă, probabil a uitat să o închidă, s-a gândit Elena și a pășit înăuntru. Inima ei a început să bată mai repede. Pământul părea că dispare de sub picioare. A avansat pas cu pas spre Livin. De unde se auzeau voci vesele? Fata auzea foarte bine că acolo nu erau doar soacra și soțul ei. Ce cauți aici? A întrebat cu superioritate soacra, când nurora a intrat în Livin și l-a văzut pe soțul ei cu amanta. Elena? a întrebat surprins Maxim, ridicându-se de pe scaun. Cum ai ajuns aici? Chiar te interesează asta acum? Fata s-a așezat demonstrativ la masă. Nimeni nu ți-a propus să te așezi la masa mea de sărbătoare. Soacra a făcut o față cât mai nemulțumită. Și eu nu cer permisiunea voastră. Fac cum vreau. Elena încerca să se mențină calmă. Așa se procedează în familia voastră, nu? Hai să vorbim acasă, a început să insiste soțul. Și știi ce? Am decis că vom vorbi aici. Elena a aruncat o privire neglijentă asupra amantei soțului care, la fel ca el, era bronzată. Numai să nu faci aici o isterie, a spus Amanta, luându-le pe Maxim de mână. Și eu nu am de gând să fac asta, a liniștit-o Elena. Dar, de vreme ce tu deja vezi și înțelegi totul, divorțează-le pe Maxim al meu, a zâmbit fata obraznică. Maxim, a râs Elena, de parcă ai chema un câine. Încetează să faci scandal aici, a spus brusc Elena Igorevna. Nu te așteptam aici, dar dacă ai venit, te rog să nu fii nepoliticoasă. Cât de mult îmi pasă de părerea voastră, a spus Elena cu sarcasm, nici nu vă imaginați cât de mult. Nu atinge pe mama, a spus Maxima bia auzit. Ea nu este vinovată. Dar cine este vinovat? S-a enervat fata. Tu nu ești vinovat. Ea nu este vinovată. Atunci cine? Nu trebuie să cauți vinovați aici. Amanta a intervenit din nou în discuție. Caută cauza în tine. Pe tine, Dașa, nimeni nu te-a întrebat, i-a răspuns Elena cu îndrăzneală. Îi era neplăcut că această fată se bagă în conversația ei cu soțul. De unde știi numele meu? S-a mirat aceasta. Dașa Smirnova. Ești colegă de clasă. Ești amanta soțului meu. Ești o prostituată, cum nu s-a mai văzut, a descris-o Elena. Încetează, a sărit Maxim. Nu-ți voi permite să o jignești. Și știi tot despre ea? A zâmbit Elena, Privind-o cu dispreț pe Dașa, știu atât cât trebuie, a încercat să oprească maxim pe soție. Nu trebuie să arunci cu noroi în toată lumea. Corect, fiule, nu-i permite să o jignească pe viitoarea ta soție, a intervenit din nou soacra. Me-ați enervat cu toții, a strigat Elena. Nu voia să ajungă aici, dar cuvintele soțului ei au determinat-o. Dașa ta se culcă cu toți, iar apoi nu face decât să facă avorturi și, în plus, are bori venerice. Ce? s-a speriat Alena Igorevna. Dașa, e adevărat? Pe cine ascultați? S-a ofensat fata. Era pregătită să spună orice, doar să-l recâștige pe Maxim. Nu-mi trebuie Maximul tău. Iale. Elena s-a ridicat de pe scaun. Sfatul meu este dragoste. Ce femeie ești? S-a indignat soacra. Nu mă așteptam la așa ceva de la tine. Arăți ca o fetiță. Și eu, Alena Igorevna, Vreau să-ți dau un sfat de rămas bun. Elena s-a uitat la femeie de sus până jos. Data viitoare, fi mai selectivă în alegerea Miresei pentru fiul tău. Degeaba m-am căsătorit cu tine, a spus Maxim. Sunt de acord, a dat din cap Elena. Și degeaba l-am sacrificat pe Artiom pentru a te obține. De unde știe? Ochii Dasha s-au lățit de uimire. Proastă! a strigat Maxim la Dasha. De ce te-ai dat de gol acum? Nu s-a dat de gol. Artiom a recunoscut-o după fotografie. Tu ești? A pus-o patul lui, ca să facă câteva fotografii și să aștepte sosirea mea, a început să explice Elena. Și pentru ce? Ca apoi să mă ia de soție și să continue o aventură pe lângă? Nu e treaba ta să judeci fiul meu, a intervenit Elena Igorevna. A greșit cu tine, dar nu va mai face astfel de greșeli. Și voi vă meritați unul pe altul. Elena s-a uitat la soțul ei cu amanta, ignorând cuvintele soacrei. Mincinos, trădător și prostituată. Du-te de aici, a strigat Dasha, furioasă. Eu tocmai plec, a zâmbit Elena, simțindu-se atât de ușor în suflet, acolo unde înainte se zgâriau pisicile. A aruncat un pahar cu apă în fața soțului ei, care a rămas bun. Toți au fost șocați, iar Elena a ieșit din acest cuib de șert cu o stare pozitivă, deși o mai zguduia puțin. A ieșit pe stradă cu capul sus, dar, cum s-a întâmplat totul, Tatiana a alergat spre ea, nerăbdătoare să afle totul. Hai să-ți povestesc mai târziu totul. Elenei era dor să se odihnească acum. Merge mai bine la mine. Vom bea șampanie pentru o nouă pagină în viața mea. Și pe mine mă luați cu voi? S-a auzit din spate vocea lui Artiom. Ce caută el aici? A întrebat Elena în șoaptă. I-a fost foarte dor de tine. Și i-am spus unde suntem, a recunoscut Tatiana. Dar nu te deranjează că e aici? Hai să sărbătorim împreună, a propus Elena lui Artiom. Și ce sărbătoare este? A întrebat Artiom. Începerea noii mele vieți, i-a zâmbit fata. Ce alt motiv mai bun pentru a bea șampanie? Un motiv excelent, a fost de acord Artiom și, apropiindu-se cât mai mult de Elena, a sărutat-o brusc. Sărutul lor a fost atât de neașteptat, dar atât de așteptat, încât Tatiana nu a întrerupt, ci a plecat la magazin pentru o sticlă de șampanie, pentru a sărbători începutul unei noi povești de dragoste.